Lucrările pe unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din Mehedinți au ajuns într-un stadiu avansat. Pe drumul județean 607A a fost turnat primul strat de asfalt pe aproape toată distanța cuprinsă în proiectul implementat de Consiliul Județean Mehedinți. Un alt drum județean care se afla de ani de zile în paragină este asfaltat și dat în folosință de către Consiliul Județean Mehedinți. Acest strat traversează zona cuprinsă între Centura Severin, Cerneți, Valea Copcii, Dedovița, Marmanu, Huznicioara, Peri până la Prunișor. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a mers la fața locului pentru a verifica stadiul lucrărilor. Acesta a depus eforturi substanțiale de-a lungul timpului pentru ca Mehedințiul să beneficieze de o infrastructură rutieră de calitate, iar cetățenii să poată circula în cele mai bune condiții. Drumul județean care pleacă din Centura Severinului traversează Cernețiul, merge pe lângă Valea Copcii, Dedovița Veche, Marmanu, Peri și iese acolo la Prunișor. Este un drum cu o lungime de 26 de kilometri și ceva, finanțat jumătate din fonduri europene pe programul de cooperare transfrontalier România-Bulgaria, cealaltă jumătate fiind asigurată din fondurile Consiliului Județean, ținând cont de faptul că este o lucrare deosebit de complicată, care a necesitat un buget substanțial, iar banii accesați din fonduri europene nu au fost suficienți, motiv pentru care, cu un an de zile în urmă, am luat decizia să venim în completare cu suma necesară de la bugetul județului, pentru că numai astfel puteam să facem această investiție. În primăvara anului 2016, după ce ni se aprobase cererea de finanțare pentru acest drum, pe o porțiune în zona Huznicioara s-a surpat drumul județean și am fost nevoiți la vremea respectivă să identificăm o variantă ocolitoare, astfel încât să nu pierdem finanțarea. Am identificat această variantă prin Valea Copcii, pe lângă Dedovița Veche, Marmanu. Astăzi se încheie lucrările de turnare a primului strat de asfalt pe lotul 1 și priveliștea este foarte frumoasă. Eu sunt bucuros, sunt convins că și locuitorii, mai ales cei din comuna Huznicioara, atunci când se duc sau se întorc dinspre Severin, în primul rând se bucură de un drum modern, asfaltat, în al doilea rând ajung mult mai ușor la Severin. De asemenea, este binevenit și pentru locuitorii din satul Marmanu, din Dedovița Veche sau din Valea Copcii, că vor circula pe un drum decent. Investiția de modernizare a celor aproape 28 de kilometri este finanțată în egală măsură cu fonduri europene și fonduri de la bugetul Consiliului Județean, urmând să fie finalizată în vara acestui an. Reabilitarea acestui drum județean contribuie la îmbunătățirea infrastructurii rutiere, fluidizarea circulației și facilitarea conexiunii între localitățile din zonă.